Sâmbătă 5 noiembrie a debutat prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Liviu Ciulei. Tema acesteia este Comicul Necesar. Argeșenii prezenți în sala Teatrului Alexandru Davila din Pitești au putut asista la o nouă premieră. Este a treia premieră a teatrului nostru. Prima a fost premiera de la Teatrul de Copii, Prostia Omenească, în regia directorului Teatrului Național din Craiova, Alexandru Băureanu. Premiera secției de păpuși, a doua a fost premiera de revistă, Dacii și Românii.ro, premiera în care au jucat toți colegii mei, au fost implicate toate secțiile, premiera care s-a jucat de 4 ori, iată, până acum, de fiecare dată cu sala plină, și în seara asta premiera acestui Festival Internațional de Teatru Liviu Ciulei, ediția 1, pentru cei care se întreabă ce s-a întâmplat cu cele 25-26 de ediții ale Teatrului de Studio. Acesta va avea cea de-a 27-a ediție în luna mai. În luna mai, un spectacol, o perioadă în care acest festival va fi de cu totul și cu totul altă anvergură. Va fi un spectacol și stradal, cu multe spectacole și cu trupe venite în sala de sus, sala Studio Liviu Ciulei, iată de unde și numele Liviu Ciulei. Trupele acestea își vor desfășura spectacolele între 2 și 7 mai. Prima ediție a festivalului a început cu piesa Revizorul de Nicolae Gogol, pusă în scenă de artiștii de la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău, sub coordonarea regizorului Sando Grecu. Spectacolul din seara asta, Revizorul, este unul deja legendar în Republica Moldova. Și Alexandru Grecu, maestrul Alexandru Grecu, va regiza și la noi în curând, în luna decembrie, începe repetiție la Chiriț. Printre spectatori s-a numărat și vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Bughiu, cel care are în subordine Teatrul Alexandru Davila. Mă bucur să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Încet, dar sigur, da, ne deprăfuim. Vrem sau nu vrem să recunoaștem. Am avut o perioadă așa de ușor anonimat și ne bucurăm să constatăm noi, cei de la Consiliul Județean, că actuala echipă de conducere a Teatrului Alexandru Davila a înțeles, pe de o parte, dorințele noastre, pe de o parte, nevoile publicului, adică nevoile noastre. Și încet, dar sigur, iată că ne mișcăm. Noi doar vă promitem că o să continuăm să finanțăm activitatea în așa fel încât activitatea devine din ce în ce mai dinamică, mai interesantă și mai pe placul publicului. 68,3 milioane de lei noi, înseamnă întreg bugetul pe un an pe care onor Consiliul Județean alocă celor 5 instituții subordonate pe zona de cultură. Este destul de mult, dați-mi voie să cred, înseamnă aproape 10% din totalul buget al Consiliului Județean. Cea mai mare parte din acest buget se duce către Teatrul Alexandru Davila, pentru că, da, nu-i așa, Teatrul Alexandru Davila este și va fi cea mai importantă instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean, județul Argeș și nu numai. Organizatorii și-au propus ca Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei să fie dedicat oamenilor din Pitești, dar și celor din județ. Pe linia 1 a sosit trenul Transit Bruxelles-Moscova. Trenul staționează 2 minute. Bine ați venit în Chișinău, capitala Republicii Moldova. Erau puțin. Da! Au mai rămas vreo 10! Nu mai mult! Restul
mă vine să cred, dar de când am preluat eu conducerea, toți se sănătoșesc ca muștele. Și poate datorită medicamentului, nu, datorită cinstei, ordinei și statisticii mele. Câte lucruri sunt de făcut mai bine la curăție, da. Lucrări publice, reparații, credeți-mă, chiar și atunci când vă rog, zic, Doamne, cum este? Cum aș putea să vadă conducerea râna mea și să fie mulțumită? Dacă o să mă răspătească sau nu e alegerea ei, eu se voi fi cele mai păcată, când știu că în oraș totul merge bine, străzile sunt măturate, peții sunt mai... țin și mai puțin, nu trebuie nimic mai mult, credeți-mă, nici onoruri nu vreau. Desigur, ele sunt ademenitoare, dar în fața virtuții totul nu este decât vanitate și deșertăciune. Unde să joci o partidă? De cărți, casino, de exemplu! La noi nu există așa ceva. Ei nu au pus mâna vreodată pe vreo carte. Da, eu nici nu știu cum arată cărțile. Actorii au fost răsplătiți cu multe aplauze. În luna noiembrie se vor efectua deplasări în 7 importante localități ale județului, Curtea de Argeș, Mioveni, Topoloveni, Ștefănești, Câmpul Lung, Costești și Bascov, după următorul program. Costești, 8 noiembrie, ora 13. Lasă nene că se mai și exagerează. Mioveni, 10 noiembrie, ora 10:30, prostia omenească. Topoloveni, 11 noiembrie, ora 18:30, gaițele. Curtea de Argeș, 16 noiembrie, ora 19, lasă nene că se mai și exagerează. Câmpul Lung, 17 noiembrie, ora 17, gaițele. Bascov, 2 noiembrie, ora 11, prostia omenească. Ștefănești, 24 noiembrie, ora 12:30, ursul păcălit de vulpe.